Eu zic să mai dai cuiva să verifici. Îți dai amândouă. Cred că verifică, dar să anunțăm. Zi, băi, ăsta e rezultatul exit poll-ului, poate. Și e acolo că exit poll-ul așa. Asta știi ca când ales șungul și numele voturile. Ascunde. Acum o distoare, nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Apreciez dacă plâng, înseamnă că ceva ceva este. Măi, are emoții, băi, asta că... și nu vrea să spună de ce. Dar băi, Cescă, nu-i normal, nu-i moral loterii. Băi, uite, băi, și fericire în Hyde Park. S-a rezolvat problema. Băi, au pus cheama asta. Ce cu s-a retras pe hol? Nu falsifică. Asta se cheamă modestita acută. Acolo e mietă, e mietă, mă. N-ați vrut să reabilitez liniștea. Hai, și spune exit poll-ul. Ci că eu miet acolo, ia și ne-i revizorul și mai ales tot ce vezi. Strânsă. La un procent, cu un procent foarte mic. Da, cât ține? Da, noi un rezultat de-am avem, așa că presidatele nu degeaba zâmbește. Mai scurt, e 28 la 30, dar nu știu cine și pentru ce. Eu am văzut. 28 la 30. Ai. Dar trebuie verificat. Dar eu știu de ce s-a dus Nastia acolo. Că stai în fața oglinzii. Deci, rezultatele. Ionuțu? La prima nici altă, dar până la urmă așa am. Deci tot așa cum a zis Ioan? Da. Nu mă puneți pe mine numărul ăla. A, aici aveți rezultatele. Ion Căpățână 30, Anișoara Chiriac 28, Ionel Olaru 14. Hei, ce deci, faci? Dar prin ce ședințele de ce ședința la Londra? Punctele, da? Și consilierul. Eu cred că am rezolvat perfect problema. Avem un nou vicepreședinte în Hyde Park, avem un președinte deja trecut prin... Foc și pară. Sper că admiteți că el are mandat de 2 ani de ziua asta. De? Consilierul de un an. Vicepreședintele tot de un an. Vicepreședintele Anișoara tot de un an și eu de-am usam un an până la următoarea adunare generală, dacă nu o să facem peste o săptămână. Mai avem ceva pe ordine de zi, ați vrut să discutăm despre curaj.net domenul. Și despre modificarea statutului. A, Dima a propus modificări de statut. Haideți să le citesc de aici. Cum a propus Dima să arate articolul 5 din statut. Adunarea generală convocată odată pe an în sesiune ordinară. AG poate convocată de Consiliu în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar.